spun sincer, nici nu știu cu ce să încep. Felicitări, în primul rând, înainte de toate, bucurie enormă. Da, bucurie enormă. Felicitări pentru băieți, în primul rând, de meritul lor în proporție de 99% și noi, restul, echipa din spatele echipei, 1%. Am crezut, atunci când am venit, am venit într-un moment ușor, am primit multe critici și când am venit și pe parcurs, mi le-am însușit pe toate, nu mă așteptam să fie un drum lin. Au fost momente grele, dar le-am depășit împreună ca o familie. Echipa a arătat caracter, a arătat valoare și iată, cu etapă înainte ne bucurăm. După ce am recuperat punctele, am reușit să închidem și cu etapă înainte. Felicită echipa. Este încă un titlu pentru club, pentru oraș, pentru suporter. Iar eu îl dedic, direcționez către familia mea. Le mulțumesc pentru că mereu au fost alături de mine și m-au suportat, m-au înțeles, m-au acceptat. Și în același timp mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu ne-a lăsat niciodată. Primul din cariera lui Edi Iordănescu, unul, înainte de multe altele, nu? Și Dumnezeu să fim sănătoși. Pentru mine e important că sunt trei trofee în 8 luni de zile la CFR din două bucăți. E ceva frumos, în momente unice și sper ca CFR-ul să mai câștige trofee și la fel și eu îmi doresc în cariera mea. Era bucuria mai mare dacă avea și ce să ridicați deasupra capului. Da, contează emoția asta care a fost și a fost stres mult, puțin timp la dispoziție să pregătim jocurile. Lumea ne-a criticat în ultime momente că poate au fost jocuri care n-am arătat așa de bine, dar timpul a fost un dinamic important pentru noi. Dar cu atât mai frumos, cu cât de greu a fost, acum ne bucurăm și mai rămâne o etapă pe care îmi doresc să o tratăm cu seriozitate maximă și dacă s-ar putea să avem și măcar câțiva spectatori acolo în stadion. Asta ar fi extraordinar, să ridicăm trofeul în fața suporterilor, cred că ar fi o împlinire și mai mare. Ar fi, da, ar fi ceea ce până la urmă.